doamnelor și domnilor, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune cu Luna Folclorului, emisiune realizată de către Departamentul Folclor al Centrului Cultural Municipal. Recent la Bistrița s-a desfășurat adunarea generală convocată de Asociația Națională de Folclor din România. Vă invităm pentru început să urmăriți câteva aspecte din deschiderea adunării generale desfășurată la galeriile Casa Culei. Vreau să vă mulțumesc încă o dată că v-ați făcut vreme și ați venit la întâlnirea noastră de astăzi. În fiecare început de an ne-am obișnuit să ne vedem spre a ne stabili programul pentru anul care urmează și spre a ne aminti câte ceva din ce am făcut în anul precedent. De aceea am considerat că în această lună ianuarie și într-o zi importantă, este o zi de sărbătoare, să ne întâlnim aici la Bistrița, în acest cadru specific unei astfel de întâlniri. Este o expoziție, așa cum vă spuneam, la primele noastre minute de întâlnire, expoziția colegei noastre, Virginia Rinu, care, datorită faptului că în acest moment are câteva delegații din străinătate care vizitează expoziția de acasă, pentru că de la Comens Park n-a putut fi prezentă. Este prima expoziție personală pe care noi am realizat-o aici, și a avut un succes deosebit, că încă de la deschidere este o îmbinare între ce înseamnă efectiv arta tradițională, arta scenică, dar și o trecere spre lumea modernă, spre lumea modei, prin influența folclorului românesc, a unor elemente tipice din ce înseamnă folclorul nostru. Sunt Berbunschi Mihai, șef serviciu programe culturale în cadrul Centrului Cultural Municipal Bistrița. De asemenea, împreună cu colegii mei, ne ocupăm de partea tehnică, ceea ce înseamnă Federația Română de Folclor, cât și IGF-ul internațional. Mihai Berbunschi este colegul nostru care colaborează în mod special cu federația noastră și pe linia internațională, în primul rând, fac multe materiale pe care le trimitem atât de stabilitatea asociației noastre, de stabilitatea unor ansambluri, dar și legătura cu anumite festivaluri internaționale, o păstrăm prin Mihai. Și dacă tot am ajuns la el, dați-mi voie, că am trecut, stimați colegi, în cadrul unei întâlniri mari pe care noi am avut-o în Italia, la San Giovanni Rotondo. Uniunea noastră mondială de folclor a aniversat 65 de ani de existență, ocazie cu care am acordat și 10 distincții speciale, 10 medalii care conțin sigla IGF-ului și care au fost constituite special pentru această ocazie. 10 distincții care au fost acordate unor personalități din diferite țări pentru activitatea de-a lungul timpului desfășurată în această organizație cu caracter internațional. Pentru că Mihai n-a putut fi prezent acolo, dar a fost nominalizat și... Toată felicitația. Vă mulțumesc, Mihai. Felicitări și în continuare. Era în Italia, nu știu ce mai mult. Vă bucur că în acest an, despre care vorbim, 2014, am reușit pe alături de alte 5 țări și România să fie evidențiată și să acorde acest premiu care, iată-l în fața dumneavoastră, după cum v-am amintit, probabil în urmă cu câțiva ani buni, încă un coleg de-al nostru a primit un astfel de premiu în Rusia, la Celabânsk, și iată un premiu semnificativ care astăzi tronează în fața dumneavoastră, am rugat să fie adus astăzi spre a-l vedea cu toții. Un premiu important care a strânit multe emoții și lacrimi, dar zic eu, și premiile și lacrimile bine meritate, fiindcă acest premiu îi aparține doamnei Emilia Budură. De la Casa Culei, delegațiile din cele 30 de localități au participat la ceremonialul desfășurat la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, moment dedicat Unirii Principatelor. Vă invităm să urmăriți aspecte de la acest eveniment. Thank you.
fost destul de complicat, că a trebuit să fim tot felul. Thank you.
Bucuria în sânt, fiind lumea ești rău.
cadrul Asociației Naționale de Folclor din România, cu 4 interpreți îndrăgiți ai cântecului popular din zone diferite ale țării. Din ce zone și despre cine este vorba veți vedea și materialul următor. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Cununa Folclorului. Am astăzi aici, alături de mine, 4 reprezentanți de seamă a cântecului popular românesc, prezenți la Bistrița. Când spunem Maria Tripon, spunem Țara Oașului, spunem a Țipurii. Bine ai venit, Maria Tripon! Bine te-am regăsit, Marioara, bine v-am regăsit, stimați telespectatori și dragii mei colegi, cu care nu ne-am văzut de anul trecut. Maria, faci parte din Federația Națională de Folclor ca și membru, ca solist, ca solist vocal. Ce înseamnă pentru tine Asociația Națională de Folclor? Înseamnă poate încă o treaptă pe care o urc în ascensiunea mea de interpret, pentru că încă nu consider că am ajuns acolo sus unde ar trebui să ajungem toți la un moment dat. Și fiecare portiță care mi se deschide nouă interpreților, ca portița, de exemplu, a Asociației Naționale de Folclor, e un mare lucru și, sigur, m-am bucurat atunci când am fost primită în rândurile acestei asociații și am și așteptări, bineînțeles, deoarece din tot ce am văzut că se întâmplă în cei 2 ani de când sunt eu membră în cadrul asociației, atâtea participări, atâtea lucruri frumoase, atâția oameni valoroși de cultură din țară, constituiți, iată, în această asociație la nivel de țară acum, dar am avut ocazia anul trecut să fac cunoștință și acum 2 ani și cu o parte din oamenii valoroși internaționali care vin la întâlnirile sau, eu știu, la festivalurile care se organizează aici la noi în România. Cu fiecare întâlnire consider că sunt mai bogată și cu fiecare întâlnire sper că pașii mei să se îndrepte și pentru participări internaționale de talie mult mai mare ca și la cele la care am participat până în prezent și nu cu federația, ci personal. Ne bucurăm că ești alături de noi în această zi specială.
și spun bun venit la Bistrița Ionelei Bran. Ea este directoarea ansamblului Poarta Dorului din Bran. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să fiu în această zi alături de voi. Eu sunt un membru mai vechi, ca să spun așa, al Federației, cred că de prin 2008, atunci când doamna Emilia Bubulac ne-a recomandat, să spun așa, în această asociație și sunt foarte bucuroasă pentru că, având o asemenea vechime, pot să vorbesc despre experiențele care le-am avut și despre, știu eu, turneele, realizările totodată alături de Asociația Națională de Folclor. Pentru mine, un tânăr debutant și totodată un tânăr director de ansamblu, un ansamblu, trebuie să spun, pe care eu l-am ființat și totodată eu îl finanțez, nu avem în spate un reprezentant al statului, dacă vreți, sau o primărie care să ne ajute din punct de vedere financiar, ar fi fost foarte greu, în primul rând de pătruns pe piața, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare ale folclorului românesc și totodată nu mai pot vorbi de promovare. Ei, Asociația Națională de Folclor a adus un plus de culoare. Ce să spun, este o recomandare extraordinară pentru noi, la nivel național și nu numai, pentru că, așa cum bine știm, Asociația Națională de Folclor face parte din Uniunea Internațională a Grupurilor de Folclor și atunci am avut oportunitatea să vedem întreaga lume, să atragem cât mai mulți membri în ansamblul Poarta Dorului și totodată să fim văzuți foarte bine la nivel național și internațional. Și bineînțeles, nu pot decât să mă mândresc, să încerc să fiu un elev așa conștiincios, să-mi fac treaba bine aici, în asociație, dar asta o am spus așa ca o paranteză și ca o glumă, pentru că eu am văzut în această asociație o întrunire a prietenilor, dacă vreți, a iubitorilor de frumos, de folclor, de tot ceea ce înseamnă identitate națională. Pentru că ierarhia, cred că există doar în acte. Niciodată nu s-a pus problema că domnului președinte sau domnului director, depinde cum ne adresăm, trebuie să vorbim doar într-o anumită perioadă sau cu un anumit vocabular sau cu o anumită formulă. Ci suntem prieteni cu toții, ne sprijinim, ne ajutăm și ăsta este un lucru extraordinar ca reprezentanții grupurilor folclorice, ansambluri mai mari, soliști, vocali, soliști, instrumentiști, să poată să se întâlnească aici ca într-o mare familie. Este un lucru minunat. Ce înseamnă pentru Ionela Bran cântecul popular? Totul. Totul și spun acest lucru pentru că dacă eu în tot ceea ce a însemnat debutul meu am fost puțin mai stângace pentru că am avut anumite rezerve. Sunt un om cu picioarele pe pământ și știu care mi este locul. Știu ceea ce am făcut eu pentru folclor, ceea ce reprezint pentru zona mea și trebuie, chiar cu modestia țăranului român, să putem să evidențiem ceea ce am făcut. Trebuie să aducem în fața publicului spectator și telespectator tot ce avem noi mai frumos în lada de zestre. Ori dacă eu, să spun așa, am fost omul care am făcut o cărare în zona mea etnofolclorică, așa cum am priceput eu mai bine. Poate venind din vatra satului, pioasă, sfioasă, nu am căutat, știu eu, ca orice alt interpret, afirmarea pe căile cele mai bune, să zic așa. Poate o școlarizare extraordinară și a pune vocea așa cum se cere acum, da? La un nivel înalt. Eu am venit ca să aduc ceea ce avea branul meu de suflet și să arăt cât mai mult. Iar pornind în paralel și cu ansamblu și cu mine ca și solist, mi-a fost puțin mai greu. Dar sper că în timp lucrurile să le fac trainice și totodată valoroase. Îți mulțumesc, Ionela! Uite așa, și lase cerra de grâu, tot așa. Cine n-o juca la brâu, uite așa, să dea vatra de rachiu, tot așa. Eu de brâu nu mă lăsa, ia-ca așa, vatra de rachiu nu-i da, tot așa. Eu de brâu nu mă lăsa, ia-ca așa.
așa, va trebui rachiu noi da tot așa. Și la brâu, la brâu, la brâu, uite așa, să curgă să doare râu tot așa. Cine brâu ne-o juca, uite așa, n-are de ce se însura tot așa. Că de nu știi brâu bine, ia ca așa, ei fata ce nu-i de tine tot așa. Că de nu știi brâu bine, ia ca așa, ei fata ce nu-i de tine tot așa. Așa, seră țară busuioc, tot așa. Jucă-ți brâu pe călcâie, uite așa. Podeaua ca să rămâie, tot așa. Copasul și un genunchi, ia ca așa. Până bingeaua s-o rupe, tot așa. Copasul și un genunchi, ia ca așa. Până bingeaua s-o rupe, tot așa. Hai pe șoase, 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 uite așa. Să iasă boala din noase, tot așa. Jocă cizma până-i rupe, uite așa. Și pe căpute tot așa, cu plachiuri și țintei, ia ca așa. Când jos să iasă scumpei, tot așa. Cu plachiuri și țintei, ia ca așa. Când jos să iasă scumpei, tot așa. Asociației, o îndrăgită interpretă, dar și o apreciată realizatoare de folclor. Bine ați venit, doamna Emilia Bubula! Bine te-am găsit, dragă Mărioara! Înainte de a vorbi eu despre asociație, aș vrea să vorbesc despre, poate spune discipolul meu, despre Ionel Abran. Îmi place să vorbesc despre tineri, cum nu pot să-ți imaginezi. Și tinerii serioși care au pus umărul la promovarea și păstrarea tradițiilor dintr-o anumită zonă. Când am întâlnit-o prima dată pe Ionela, am simțit că ea este acel om care nici nu știam cum va evolua în timp, dar simțeam că e un om de bază și că va face din culoarul Rucăr Bran nu numai o zonă turistică bătătorită și de români și de străini, ci și o zonă
o zonă cunoscută din punct de vedere etnofolcloric. Între timp ea a evoluat, a ascultat sfaturile bătrânilor, printre acei bătrâni am fost și eu, mă mândresc din suflet cu ea, a devenit etnomuzicolog, în scurt timp își va lua doctoratul în etnomuzicologie și eu sunt sigură că Ionela va fi unul dintre apreciații etnologi ai României. Va scrie foarte multe cărți, numai cum vorbește, eu deja știu deja tematica la lucrarea ei de diplomă, de a deveni doctor și știu puterea ei de muncă. A fost un sacrificiu extraordinar de mare și a părăsit uneori, părăsit în ghilimele, spun, copiii, i-a cărat pe membrii ansamblului cu mașina de colo-colo, nu aveau costume, eu le făceam o filmare lor în 2007 și tot țipam după ei că nu vin pe platou unde găsisem acolo un loc foarte frumos să filmeze și ei săraci își lucrau încă la costume, nu erau costumele gata. Și toată noaptea lucraseră ca să-și facă acolo un costum aproape stilizat, dar n-are importanță, nu s-a cunoscut acest lucru. Și în sfârșit am făcut filmarea într-un cadru mirific la Poalele Bucegilor și de atunci și-a făcut costume, a făcut asociație, și-a îmbunătățit repertoriul ei ca persoană, și-a îmbunătățit repertoriul ansamblului chiar. Deja ei tind spre profesioniști, deja sunt cu totul alții. Și de asta îmi place să vorbesc despre eforturile tinerilor, care ar fi putut să aleagă altă cale, ea n-avea nevoie neapărat de bani, vine dintr-o familie destul de înstărită și tot ce a făcut, a făcut de dragul folclorului și a tradițiilor din zona Branului. De aceea mi-e tare dragă și o voi sprijini atât cât voi putea eu în lumea aceasta. Referitor la Asociația Națională de Folclor, iată că am ajuns la vreo 6 ani de când sunt eu membra asociației și am căutat pe toate căile media să promovez atât acțiunile din țară cât și cele din străinătate. Pe lângă asta am adus în cadrul asociației multe ansambluri pe care eu le-am considerat că vor reprezenta cu cinste zone mai puțin popularizate. Cred că am vreo 10 care au venit aici și acum mă axez pe zona Gorjului, zona mea natală, și am deja 2 ansambluri și încă 2 care vor să adere la Asociația Națională de Folclor. Așa cum spunea Ionela, suntem o mare familie. Aici ne-am adunat toți cei care slujim folclorul românesc. Schimbăm idei, schimbăm păreri, ne ajutăm, vedem ce se mai poate face ca, într-adevăr, să păstrăm tradiția culturii tradiționale românești. Mai ales aici, în Ardeal, zonă care este supusă anumitor vânturi neprielnice care vin dinspre vest, în ceea ce privește acest teritoriu și vechimea acestui popor pe aceste meleaguri. De aceea voi trebuie, ardelenii, să fiți străjerii care, și noi cu asociația, care vom apăra cu piepturile noastre tot ce are mai bun poporul român din această zonă. Ce aș putea să mai spun? Aș putea să vorbesc foarte mult despre Asociația Națională de Folclor. Ne pregătim de a 3-a ediție a Caravanei Interpreților de Muzică Populară. Este un festival care ne aparține, pentru că până acum s-au organizat festivaluri de folclor, unde participau ansamblurile folclorice, dar împreună cu domnul președinte, domnul profesor dr. Dorel Cosma, discutând odată, dar de ce să nu fie puși în evidență și soliștii? Pentru că și solistul are multe de spus. Ne-am temut la început, am zis, dar poate plictisez, dar iată că am avut foarte mare succes și ultima ediție de anul trecut de la Muzeul Satului ne-a dovedit că publica este iubitor să asculte vocea umană. Și am avut reprezentanții câtorva țări, vă amintiți,
care au cântat în limba lor, n-au cântat în, în limba română. Unii au încercat să cânte și în limba română, dar talentul lor a captat atenția publicului. Nici nu trebuia să știi ceea ce spun, pentru că melodia, glasul lor duios, a spus totul. Prezența lor frumoasă în scenă. Va urma cea de-a treia, nu? Cea de-a treia ediție a Caravanei Folclorice, care va pleca tot din București și, bineînțeles, va colinda toată Europa, așa cum a făcut și anul trecut. Vreau să mă duc la fântână, mă trezesc cu furca în mână. Vreau să mă duc la izvor, mă trezesc de-ntâi pridvor. Ui, că ce să fac de ne ca să scap? Ui, că ce să fac de ne ca să scap? Și eu stau închisă în casă, că măicuța nu mă lasă. Lasă-mă, maică-n poiană, că-i via cu buruiană. Lasă-mă până la izvor, că n-avem apă-n ulcior. Nici când pentru boi iarbă și trifoi. Nici când pentru boi iarbă și trifoi. Și fluiera în mână cu micșunea. Hai mândru brațele mele, că ți-am cules micșunele. Tu ești florea mea aleasă, să te sărut cu dulceață, să stăm până-n flori pe covor de flori. Să te duc acasă, floarea mea aleasă. Ușurel cu iubitul.
și obrazul au. Păi na gurița și te dumă. Au. Păi na gurița și obrazul au. Păi ușor. Am bucuria să-l avem, bucuria să-l avem alături de noi astăzi pe Adrian Stanca, dar în calitatea sa de director al Casei de Cultură Buziaș astăzi. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mă bucur că am revenit aici la Bistrița, pentru că de Bistrița se leagă începuturile mele în lumea cântecului popular. Am prieteni de peste 25-27 de ani aici în Bistrița. Am participat la multe spectacole încă de pe vremea adolescenței. Și de fiecare dată când vin în Bistrița, simt o bucurie sufletească. Mă bucur și eu că am reintrat în Asociația Națională de Folclor, pentru că ansamblul nostru de la Buziaș și Zvorașul a mai fost membru, dar cu schimbările conducerii s-a pierdut firul și, în fine. Important e că sunteți da, iarăși da, aici revenit, cu noi. Da. Vreau să vă întreb despre activitatea dumneavoastră în cadrul ansamblului. Sunteți doar de câteva luni, după câte știu eu. Ce vă propuneți să faceți în continuare? Multe mi-am propus să fac, sper să și reușesc cu ajutorul autorităților locale. Primele proiecte chiar le-am reușit. Înainte de sărbătorile de iarnă am organizat un concert extraordinar de colinde și de obiceiuri la noi la Buziaș. Telespectatorii au putut vedea acest spectacol pe TVR Timișoara și pe TVR 3. Este a doua ediție. Chiar la prima ediție am avut colindători și din Bistrița, Năsăud, pe care vreau să-i salut, pe Alexandru Pumna și pe ceilalți colindători care au participat la acest spectacol. În primul rând am plănuit să revigorez ansamblul, pentru că de când a ieșit doamna Liliana Savu Badea la pensie, au fost 2 ani în care nu s-a prea făcut nimic. Misiunea mea nu este chiar așa de ușoară, pentru că acest ansamblu a adus multe premii naționale și internaționale de la festivalul de folclor. Așa că am o responsabilitate destul de mare și încerc să o scot la capăt. Am o curiozitate. De ce folclorul din zona Banatului este apreciat și iubit în toată țara? Că nu orice zonă prinde în toată țara, să spunem. Dar Banatul, toată lumea din toată țara iubește folclorul din Banat. Poți să te întreb și eu pe tine. De ce îți place muzica populară bănățeană? Știi de ce mă gândesc eu? Pentru că Banatul din totdeauna a avut interpreți de frunte, începând de la Achim Mica, Mariana Drăghicescu, Aurelia Fătură, Duțu. A avut interpreți care chiar au avut ceva de spus în cântecul popular. Noi ne bucurăm că ați revenit în mijlocul nostru. Vă așteptăm cu mare drag. Ne-ați promis, să știți, că o să veniți la zilele Bistriței și nu uităm asta, ne-ați promis, nu? Sper anul acesta să pot să onorez invitația. Pot să vă spun că la Bistrița sunteți apreciați și iubiți și noi vă așteptăm cu mare drag. Lasă-mă mândruță, dacă
cel să plec, o noapte curtașie și eu să-mi petrec. Că nu plec la mână drept în sat la iubit, vreau să stau o sară cu vecinii în birt. Că nu plec la mână drept în sat la iubit, vreau să stau o sară cu vecinii în birt. Cer mândrul lumea să nu mă poți da, numai câci o noapte să-mi fac patima. Dă ui pierge o sadă, mândrul nu fi foc, treazul nu și bine, tot acasă întorc. Dă ui pierge o sadă, mândrul nu fi foc, treazul nu și bine, tot acasă întorc. Și nu mă sfăgi, că de-o viață întreagă patima moși. Nu fac alegerele, dar nici tu mi-e sfânt, mi-e drag cu ortașii să beau când și când. Nu fac alegerele, dar nici tu mi-e sfânt, mi-e drag cu ortașii să beau când și când. Străchie și vin în podrum, dar n-am niciun precin cu el să-n chin. La bit să adună toți precinii mei, lasă-mă mândruță să petrec cu ei. La bit să adună toți precinii mei, lasă-mă mândruță să cuți ochii tăi. Și păcire la birt mândra mea, dar la birt muierea n-are ce gâta. Și-aș lua și păcire puiul meu iubit, dar tu ești cu mine ce nu stă bine-n birt. Și-aș lua și păcire puiul meu iubit, dar dacă nu vei nu stă bine-n birt. Și-aș lua și păcire puiul meu iubit, dar tu ești cu mine ce nu stă bine-n birt. Și-aș lua și pe cine puiul meu iubit, dar dacă nu vei, nu stă bine-n birt. Mândro, când de ție eram drag, la-i-la, 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 la-i-la. M-așteptai cu flori-n prag, la-i-la, 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 la-i-la. Mândro, când de ție eram drag, la-i-la, 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 la-i-la. M-așteptai cu flori-n prag, la-i-la, 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 la-i-la. Lasă lașul din livez, la-i-la, 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 la-i-la. Și-acum n-ai ochi să mă vezi, la-i-la, 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 la-i-la. Dragostea ce am avut, la-i-la, 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 la-i-la. N-am putut să o zăuit, la-i-la, 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 la-i-la. Dragostea ce am avut, la-i-la, 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 la-i-la. N-am putut să o zăuit, la-i-la, 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 la-i-la. Să las ud în lemn negrit, la-i-la, 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 la-i-la. Și în somn l-am pomenit,
ce mai urât. Lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, când de la suflet ce-am dorit. Lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, la, nu știu de ce mai urât. Lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, când de la suflet ce-am dorit. Lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, la, ce vorbe ai ascultat. Lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, ce dragoste ți-ai aflat. Lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, la. Treaua cu chipul tău, lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, o port cu mine mereu. Lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, la, o treaua cu chipul tău, lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, o port cu mine mereu. Lai la, lai la, lai la, 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 printre lacrimi o privesc. Lai la, lai la, lai la, la, lai, lai la, la cosit când o ginesc. Lai la, lai la, lai la, 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 cu atât al măi de mas. Lai la, lai la, lai la, la, lai, lai la, și cu sufletul meu ars. Lai la, lai la, lai la, 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 la. Aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să transmiteți câteva gânduri celor care în această seară sunt în fața micului ecran. Ce am putea să le spunem? Că iubim și o sunt legată de această zonă extraordinar de mult. Să rămână românii adevărați așa cum au fost ei întotdeauna. Să fim sănătoși și anul acesta să le aducă multe, multe, multe bucurii și să rămână telespectatorii fideli postului vostru de televiziune. Este cel mai important lucru. Așa e. Vreau să salut încă o dată toți prietenii, toți cunoscuții din Bistrița și dragi telespectatori, iubiți muzica populară adevărată și luați bănățan, dacă nu aș spune, iubiți muzica din Banat. Tot bănățanul e fruncea, păi, nu se poate. Da, dealul e mingea, nu? Da. Cu aceea venea completarea, da. Dar mingea stă tot în frunce. Da, da. N-am vrut să completez ea. Ionela, dacă îți dorești să transmiți câteva gânduri? Cu mare drag. Să vă bucurați de viață, de tot ce vă înconjoară, să vă bucurați în primul rând de lucrurile mărunte, pentru că de acolo vine fericirea. Întotdeauna lucrurile mărețe și materiale, pentru care noi ne zbatem foarte mult, aduc o bucurie așa pe o durată scurtă de timp. Dar profunzimea vine din lucrurile mărunte. Așa cum spunea și domnul Adrian Stanca, să respectați tot ceea ce înseamnă identitatea noastră națională, anume folclorul. Să aveți belșug în casă și în suflete, iar pe cei dragi să-i aveți sănătoși și să vă înconjoare mereu. La mulți ani! Maria? Eu ce pot să spun decât că noul an care tocmai am intrat să le aducă multă sănătate, bunătate, speranță, prosperitate. Asociației Naționale mult succes în toate proiectele care și le-au propus în acest an și pe viitor, bineînțeles. Vouă, emisiuni, televiziune și postului de radio de la BC, multe emisiuni frumoase, multă baftă și să ne mai vedem cu bine aici la Bistrița sau oriunde o fi. Doamne ajută să ne întâlnim sănătoși! Thank you.
Clujului și a Bistriței. Nicolae Turcu este unul din interpreții din zona de munte a județului Cluj. Pentru a-și crea un repertoriu propriu, a contraerat zona munților Apuseni și și-a umplut traista cu cele mai frumoase cântece reprezentative pentru zonă. Toate au fost imprimate de-a lungul vremii pe 6 volume. Da-di-da-di-da-di-da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 
la la la, că mi-e tare dor de coasă. Hai la la la, e la, e la, e la, e la. Și de coasă, și de plug, măi, și de boi, de la jug, măi, și de boi, de la jug, măi, la, de la, de la, de la, de la, la. Și să dau cu coasa iarbă, cu cusă-mi cânche pe clombă, cu cusă-mi cânche pe clombă, la, de la, de la, de la, de la. Georgeta Bala este omul simplu și modest cu mult bun simț. Este un bun exemplu al omului care nu-și uită pasiunile și cât de târziu și le îndeplinește. Folclorul reprezintă pentru ea un mod de viață pe care îl transmite ascultătorilor cu multă pasiune. Mă
plină, tu m-ai pus să stau în cină. Ge ai bea, șerbea, șoai bea, așa-mi place lumea mea, mă. Lumea mea șa, lui Ilie, la casa hai pustâie. Lumea mea șa, lui Ilie, la casa hai pustâie. Mariana Harosa este cadru didactic în municipiul Bistrița și iubește cântecul popular încă din anii copilăriei. În prezent, continuă tradiția familiei preluată de la tatăl său, George Harosa, și conduce cu pricepere și pasiune ansamblu Someșul din Becleag. Haideți să urmărim! Mâniță, mânșete, focul, la 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 mine ți-ai aflat locul, la 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 la. Mâniță, mânșete, focul, la 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 mine ți-ai aflat locul, la 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 la. Ai îmblat pe mult și vai până-i da de ucii mei, la 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 la. Nu mă călca popcișor, la 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 la, dacă eu știu de șeță dor, la 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 la. Nu mă călca popcișor, la 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 la, dacă eu știu de șeță dor, la 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 la. Gheță dor de sărutat, călcă-mă pe șelă, la la. La 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 la
să trăiască și și na, n-ar ajunge sâmbăta, la 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 la, să-mi rămâie și nu mie, că am eu fost din tâia, la 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 la. Stimați telespectatori, ați urmărit emisiunea Cununa Folclorului. Vă reamintesc că ne puteți contacta la adresa afișată pe ecran. Sunt Mărioara Sigartău și până săptămâna viitoare să auzim numai de bine. Să aveți o noapte liniștită!